și există posibilitatea de a pune întrebări legate de meditație. Deci toți cei care au rânduri sau vor să afle mai multe lucruri despre rugăciune, deci toată lumea rămâne pe loc, da? Până la 11:10 are posibilitatea să vină în față și să pună întrebarea la microfon, iar părintele predicator va răspunde. Până sosește primul, noi putem începe. Familiar în
în dialogul acesta cu Domnul. Dumnezeu, cum putem descoperi ceea ce vrea Dumnezeu de la noi? Cum spuneam, rugăciunea este prezentarea noastră fără aparenții și fără falsitate înaintea lui Dumnezeu. Deci este prezentarea conștiinței noastre în fața lui Dumnezeu, care este adevărul cel veșnic. Și noi putem să descoperim care este voința lui Dumnezeu, tocmai confruntând dorința noastră cu învățătura pe care Dumnezeu ne-o transmite. Ne-o transmite în Sfânta Scriptură, ne-o transmite prin Sfânta Tradiție în Biserică. Și este destul de ușor să ne dăm seama dacă dorința noastră este o dorință bună, adică dacă această dorință corespunde adevărului pe care Dumnezeu ni l-a revelat și pe care ne învață Sfânta Biserică, sau dacă dorința noastră este contrară acestui adevăr, este... Dar cum pot păstra acest sentiment pe care îl simt, pe care, deci, pe care îl trăiesc nu deseori, ci după un exercițiu foarte îndelungat. Prima, a doua este legată de tinerii din comunitatea din Giurgiu, care sunt foarte puțin receptivi la rugăciune. Cum îi pot, cum se găsesc drumul spre inima lor, cum să le explic, cum să încerc să fac, să fac ceva. Am încercat de cele mai multe ori, dar se pare că totuși inima lor nu e închisă. Deci rugăciunea are două aspecte, nu? Este aceea de efort din partea mea și din mulțumire pe care o dă Dumnezeu. Această mulțumire, acest sentiment de abandon în brațele lui Dumnezeu este un dar. Și darul este gratuit și Dumnezeu îl dă când vrea. Este darul Domnului. Sfinții au experimentat de multe ori această lipsă a învierii spirituale. Nu? Asta se numește noaptea sufletească, nu? Noaptea spirituală. Sunt sfinți care ani întregi. Vă recomand să citiți, de exemplu, viața Sfântului Tereza Domnului Iisus, să vedeți cât timp a luptat tocmai pentru faptul că îi lipsea orice muriere spirituală în rugăciune. Domnul, în schimb, îl dă acest dar pentru cel care rămâne perseverent în efortul său personal, care este obligatoriu și care rămâne datoria noastră tuturor. Inima. Datoria rămâne aceea de a insista în rugăciune și de a da exemplu prin viața noastră, un exemplu care vorbește întotdeauna mai mult decât, eu știu, orice discurs pe care l-am face noi înaintea lor. S-ar putea ca rugăciunea noastră, am spus, să nu fie din moment ascultată, dar rezultatele vor veni cu certitudine. Puteți să verificați multe exemple din Sfânta Scriptură, în cazul acum sau în familie. Dar vă spun, omul acesta s-a angajat cu atâta sinceritate în rugăciune. Eu i-am prescris un program destul de sever și vă spun, mie nu venea să cred, dar pentru credința lui și pentru fidelitatea lui, vă spun, într-o lună din zile a venit împreună cu toată familia și cu copiii și mi-au adus un buchet de flori ca mulțumire pentru faptul că s-a revăzut familia lor. Domnul răspunde atunci când rugăciunea este făcută cu insistență. Și în privința insistenței unei rugăciuni, v-aș vrea să citiți capitolul 18 din Cartea Genezii, să-l vedeți pe Avram cum intervine, spre exemplu, pentru Sodoma și Gomora. Cu siguranță vă este cunoscut fragmentul. Dar este... Întrebarea mea este că la momente dificile, mai tensionate, mai grele, și atunci simt că trebuie să mă rog, dar nu pot. Este o stare de tensiune. Cum se poate depăși momentul? Rugăciunea nu este neapărat a spune o formulă sau nu este neapărat a formula, eu știu, un discurs înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este, cum spuneam, a sta înaintea lui, așa cum ne aflăm. Pur și simplu, atunci când ne aflăm într-o situație din aceasta, este suficient să ne prezentăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ăsta-s, asta e situația mea.
Și asta este rugăciunea cea mai profundă și cea mai adevărată. Când, de fapt, mă prezint primit înaintea lui Dumnezeu care spune Iisus Hristos că știi de ce avem nevoie. Deci nu trebuie să rugăm noi. Sfântul Paul spune în scrisoarea către Romani că Duhul Sfânt este acela care intervine pentru noi cu suspinii negrăinii, pentru că noi nici măcar nu știm ce să cerim în mod cuvenit în rugăciunile noastre. Deci este important să... Și ar vrea să mă întreb, părinte, ce părere aveți despre rugăciunea șablon, deci aceea prescrisă pe care majoritatea o spune aproape în orice clipă, deci în anumite momente ale zilei, și rugăciunea spontană, spusă din inimă. Pentru că există tendința atunci când spunem o rugăciune prescrisă să devenim niște papagali. Sigur, este din preferat rugăciunea inimii, nu? Rugăciunea care, cum spun, stabilește un contact într-adevăr personal cu Dumnezeu. Însă nu toți avem posibilitatea să facem lucrul acesta și nu întotdeauna suntem capabili să facem această rugăciune spontană. De aceea, rugăciunea aceasta așa bun devine un punct de sprijin, câteodată absolut necesar pentru ca să ne putem înălța spre Dumnezeu. Spre exemplu, rugăciunea Sfântului Rozar. Nu este, dacă luăm un șablon, deci este una dintre rugăciunile cele mai frumoase cu Curul de Marie, nu? Pentru că este o rugăciune revelată. Normal că este foarte frumoasă, dar zic, o repetăm. Chiar dacă în timpul rozariului noi mai suntem curați de alte gânduri și de alte preocupări, această repetare continuă a vestei celei bune, care vine nu din partea Angelului Gabriel, cu privire la întruparea Domnului Dumnezeu din Fecioara Maria, constituie pentru noi, creează pentru noi un subfond de participare la acest mister al răscumpărării, nu? Tocmai misterul întrupării lui Iisus Hristos. Deci, rugăciunea aceasta creează o platformă din care foarte ușor putem să intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Eu am o întrebare personală, deci mă rog pentru cineva de asemenea cu mine, un păcătos, bineînțeles, și nu știu, oare Dumnezeu, Sfinția voastră a spus că Dumnezeu nu va întârzia niciodată, dar eu am o senzație așa, că totuși nu va fi prea târziu când va acționa Dumnezeu. În fiecare estetică o rugăciune pentru întoarcerea acelui suflet, dar totuși nu sunt, am ceva la mine. Simt așa o neîncredere. Pentru ca o rugăciune să fie autentică, tocmai trebuie făcută cu încredere. Spune Iisus Hristos în Evanghelia după Sfântul Ioan că atunci când cerem ceva de la Tatăl, să o cerem ca și cum am fi primit deja. Deci în sensul acesta, dacă noi ne rugăm cu această atitudine, cu această încredere, avem deja mari șanse ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Acum, este adevărat că pentru noi s-ar putea să ne spare că Dumnezeu întârzi. Nu uităm că Dumnezeu este veșnic și că unitatea de măsură a timpului este alta, adânsul. O să-ți aduc aminte de exemplu Sfântului Monica, care s-a rugat atâta timp pentru convertirea soțului și pentru convertirea copiii, după atitudini și pentru căciunii și Iisus Hristos. Dumnezeu i-a ascultat căciunii. Și chiar dacă bărbatul ei este invitat la Dumnezeu îndeplinește orice dorință dacă este făcută cu încredere și insistență. Întrebarea ar fi următoarea. Dumnezeu ne îndeplinește dorințele chiar dacă nu sunt conforme planului Lui pentru noi? A fost vorba ceva mai înainte de lucrul acesta. Deci dorința noastră este îndeplinită atunci când o cerim în conformitate cu El, care este criteriul, unitatea de măsură din fața noastră. Atunci când dorința noastră este în opoziție cu El, atunci nu putem avea pretenția, adică nici nu este rugăciune, nu este blasfem. Sunt fericit.
foarte implicat în activitate, muncește mult pentru Dumnezeu, lasă facă să construiască, să dărâme munții în loc. Și la un moment dat simte așa o dorință de a se apropia așa de mult de Dumnezeu, că dorința asta fiind așa de mare, se îndepărtează de toți, așa într-un fel se refugiază într-o rugăciune, o rugăciune aproape continuă de mine și descoperă de fapt că nici așa nu și-a găsit, știu, drumul, nici în această depărtare de într-un fel, fugă. Și descoperă că nu poate nici într-o activitate așa continuă. Care ar fi soluția? Drumul din mijloc. Dar cum se ajunge? Nu există o rugăciune, oricât ar fi, eu știu, închise, care să nu aibă repercursiuni asupra întregului. Tocmai spuneam că noi facem parte dintr-o realitate unitară, care este un trup viu, adică viața, seva vieții, care circulă printr-o celulă, este comunicată întregului corp. Deci nu există o rugăciune care să fie sterilă pentru faptul că este făcut undeva în afara societății. Ba din potrivă, tocmai acolo rugăciunea devine mai rodnică. Este vorba de rolul pe care îl au persoanele care trăiesc ca eremiți sau persoanele de viață consacrată, viață de clauzură, care stau închisi și care nu înseamnă un rebut pentru viața bisericii. Ba din potrivă, după expresia sinodului toamna trecută, ei sunt plasați tocmai în inima bisericii, adică au rolul de a pulsa viața adevărată în tot corpul bisericii, nu? În toată unitatea aceasta a edificiului eclezial. S-ar putea întâmpla, într-adevăr, ca cineva să nu se găsească bine. Nu toți au vocația aceasta de a trăi în singurătate și într-un colocviu continuu cu Domnul. Omul normal trăiește, nu? Împărțit între datoriile acestei lumi și dorința de a ajunge la Dumnezeu. După tradiția bisericii noastre, se spune că omul este într-o barcă pe care trebuie să găslească cu ambele gâsli, adică și cu stânga și cu dreapta, și una înseamnă rugăciune și celălalt înseamnă muncă. Asta este, deci, în mod obișnuit. Dar sunt oameni care au, într-adevăr, vocații la o viață de aceasta de singurătate, care spun că nu este deloc steril, nu este deloc pierdut timpul pe care ei îl petrec în rugăciune acolo, ba din potrivă, este izvor de viață pentru toată comunitatea tainică la biserică. La noastră și vom discuta pe marginea meditației legate de rugăciune, iar la ora 12 ne vom reîntâlni în biserică pentru rugăciunea Angelus. Vorbiți mai tare, că aici nu se aude. Da, da. Alo, alo. Nu bai, hai de mă, nu mai să nu. Nu mai Mai tare puțin. Nu, continuă. Băi, după râs te-am cunoscut mult, Aien. Băi, ce mai faci? Craioveanu din Craiova? Da. Foarte bine. Joci la universitatea sau... Îi strică reputația, bă. Îi strică reputația. Joacă după ce îți cum vrei a plasă. Ciprian de Plaj, 16 ani. Băi, copii, băi.
Hai de pe terasă. Maria din Alcântara. Da, Nadia, pe frumos am fost cu 10 ani. Diana din Valencia, acum. Nu mai filmat pe domnișoara. Dar pare... Nu mai am de ce poate. Eu nici nu știu. Moluca? De fapt, eu am să vă scriu numele meu. Deci pe tine te cheamă Dana, ai 15 ani, da? 16, dar tu mai mică, ești elevă. Credeam cu Vili, Dana. Și ești din Iudea, nu? Din Iași. Așa, pe tine te cheamă... Boia Mare? Gena Caină, da? Asta e mascota, nu? Da. Asta e mascota. Oricum. Treacă mai repede tipa aia în care vă spune la operație. Și cred că am atins punctul ăla. Dar sunt, deci, cu părere de rău, pot să spun că sunt și momente în care spun rugăciunea așa mai pe cam. Dar în momentul, majoritatea tinerilor s-au obișnuit, da? Trebuie să spun rugăciunea, dar vreau de a vreau să plouă. Cred că e și tradiția, trebuie să te rog. Și ritmul în care se spune rugăciunea, cred că nu ai timp să te gândești. Hai, trebuie să spar rugăciunea. Trebuie să spar că tot nu poți să gândesc absolut deloc în ritmul în care se spune rugăciunea. Cum poți mântuioasă? Sunt la rozal. Ce ține și eu niște Da, deci nu cântesc și am avalanșe. Dar n-am timp să mă gândesc. La rozal, cel puțin, încep să nebunesc în atâta repetat cu Sfântul de Marie și nu înțeleg. Pentru că n-am timp să stau să mă gândesc la ceea ce spun. Mie îți fi mis pare. Cu rugăciune s-a scutat despre rugăciune. Haideți să vedem și când eram mai mici. Ce-am întrebat? Avem 10 de la scutare. Nu pune și de cuțe cum de acum. Capă, se chede mai tare la așa. Capă. Care vreți să o ducă? Hai, discutați! E ceva normal, nu? Ca și cum ar veni aici. Măi, nu mă am intimidat. E singura legătura noastră. Da. Legătura cu mine. Intima legătură cu mine. Nu mai dar de apropiere. Nu încercam, dar mult. Eu zic, dacă o fata nu mai zic. Ioana, aia blondă. Noi n-am mai găsit-o, nu știu cum se zice. Deci Ioane nu mai sunt aici. Ioane nu mai avem niciun. Eugene, spune-și tu ceva, explică. Trebuie să ne uitați pe nouă venit.
Wow, wow, Adri Marian. Așa, la televiziune e așa. Și când e dat? Păi nu știu, să vedem conducerea televiziunii când dorește. La anul cu vreme exerciți. Să fii minim ați luat? Dacă ești foarte drăguță, hai să te iau. Da, eu știu. Tocmai a fost acasă. Da. Vreau să mă primesc, tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit, să ajung la tine, Domnul meu iubit. Cerul și marea, tot ce e el adunată și dacă îl gonești, el pleacă și plânge. Dar când îl primești din nou, el îți aduce o floare și mai frumoasă. Iubirea are și putere și strălucire. Cine o primește și o răspundește, biruie moartea. Biruie tot ce stă în cale și nu e teamă de mine. Căci el de mine iubire și rămâne pentru mine și ea. Iubirea nu se luptă cu nimeni, căci lupta este din lumea aceasta, de când iubirea este din împărăția Tatălui și este împărăția Tatălui. De la iubire începe adevărul, până la ea este mintea care minte, dacă este lăsată fără hrana iubirii. Când mintea e hrănită cu iubire și nu cu dorințe de șarpe, nu poate vorbi decât cuvintele ce vin de dincolo de ea. Thank you.
foarte mare pentru mine și trebuie să înveți la luce înapoi și să fii pe severte, după oricum o să zbori, nu poți să-l ții. Nu, când ți-ai dat seama, ai distracție, deci ai o timp, un minut, două, ce ești, ești distracție. Atunci, și când ai realizat că ești distracție, ai dat înapoi și rugăciunea are aceeași valoare, nu mai fi avut distracție. Dar în momentul în care ți-ai dat seama că ești distracție, atunci, ca cum ai fi făcut de cerul, disperi că ai rugăciunea foarte mult. Că liturghia... Dacă sunt tineri care vor să se scăvidească, sunt preoți disponibili să facă o stângă, da? Sau plâns că șomează. Da? Pe amiază nu se știe cu stângă. De ce nu Să vă mulțumim pentru vizionare.
pot să zic așa. Când am venit, mergul la Budea, înainte, luni, domani, nu știam pe toate bine. Bacă nu trebuie nimic, nimic. Din vin la Budea, mulți noți, chiar și din clubul meu noți. Că Pugiela, pe toți mergi la Budea, e greu, nu toți. Bacă Dumnezeu m-a dat cu doar. Ca să fiu aici, să mă rog cât mai timp. Noci. Până la urmă m-am găsit de atât. Nu trage pe uite, că n-ar fi de frate. Am canceroasă, durere, mare, și nu le lasă carte să fie așa, abia sufla, dar el atâta gândea, nu trebuie să o convertească, crezi? Dar nu trebuie care material? Nu știu, făcea și care material, nu era cum să... Dar face o rugăciune pentru a face o rugăciune pentru vechi și ternic, de lungă. În afară de rugăciune personală sau altceva, ei fiecare zi sau dimineața sau seara când sigur, nu așa ceva. Nu trebuie să citesc ca o carte polisistă, așa ei, ca o poezie. Ei mai așa un mic fragment, un mic fragment. Deschizi. O deschizi, așa, și un mic fragment. În cei din jur, câteva versete. În fiecare zi așa, are așa. Să spun eu. Questo offerto che parte già di una preghiera già. Non ti do una segnalazione.
ma non è contenta sempre di lei. Vuole fare almeno con Dio, vuole fare un Iartă-mă că ți-am greșit. Și chiar m-am gândit, Doamne, dacă prin păcatele mele te-am mai răstignit odată, te rog să mă iei. După aia, cred că așa a fost cea mai bine. M-am culcat, am dormit bine și după aia m-am mai complicat cu tot felul de somn, de somn de rugăciune. E mult mai greu. Una scurtă și bună decât lung și foarte prost, nu-i bine. Puțin și bun. Ora, dar o termină după două ceasuri, când nu mai e ce face. Întârzi, trebuie să pleci la mijlocul ei sau nici măcar până la prefacere nu ajungi. Și atunci ce se întâmplă? Da. Nu sunt probleme. Deci așteptăm. Noi cu tinerii ne rugăm în fiecare zi când ne întâlnim. Avem rugăciune și pentru ca Dumnezeu să ne trimită pentru grupul de tineri un preot care se va face mai tânăr. N-am avut ceva, dar eu repartiza pe sat. Totuși, era pe zi, și nu aveam relație. Am multe. Mi è piaciuto quando il padre stamattina ha detto una cosa che mi è rimasta impressa e che mi ha fisso dentro nel cuore, nella mente. Deci ceea ce l-a impresionat cel mai mult din ceea ce a zis la dimineață, că la preghiera e una forță. Că rugăciunea este o forță. Auzi. Atâtea vieți trebuie să reîncarnezi ca să nu-ți va fi nimeni. Îi de ajuns o viață sau nevoie zeci de vieți. Nu, dar posibil, știi, în momentul ăsta de revelație, de convertire. Mai spuneți că la un moment dat, adică plătești pentru greșeli, mă rog, de un altă persoană, timp și viața un fel, mă rog, în cazul ăsta e o... Cu cât ai ajuns mai suspins, mai aproape de divinitate, îți reîncarnezi mai greu. Cu cât ai avut o viață din asta, ești mai aproape din așa de animale, îți reîncarnezi mult mai rapid. Adică...
poți să faci cu mâna. Da. Deci... Cere de la Dumnezeu să spun așa, să-ți dea ajutor, dar tu îl ceri fără să zic așa, fără să fii într-o comuniune cu ceilalți. Deci tu ceri numai pentru tine. Sunt, deci când îl ceri... Suntem un mare grup și formăm. Doamne ajută-mă, asta vezi, ce să fac? Nu pot. Da, dar totuși prin rugăciune poți să-ți elimini toate stările nervoase. Crezi? Toate... Sigur, mai mult ca sigur. Eu niciodată n-am reușit. Cred. Asta e... Atunci cum te liniștești? Ce metodă? Asta este... Păi am altă metodă. Nu, dar e în interior, vedeți, taina. De exemplu, să vă spun eu când, adică cum simte, trebuie să vorbesc cu Dumnezeu. De exemplu, așa cum v-am pregătit, când nu am ce să mă rog, fac una scurt, așa, dar profund, în care îmi pun toate dorințele și încerc. Thank you.
neîncântată ești Tu între femei și neîncântat este fruitul Duhului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi și acum și în ceasul nostru, noastră. Amin. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie cuvântul Tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, neîncântată ești Tu între femei și neîncântat este fruitul Duhului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te și cuvântul s-a făcut trup. Și-a făcut de noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul nostru. De căință. Doamne, Dumnezeu meu, mă vezi din toată inima, de toate păcatele mele și lăsă-mă între tot ce lucru, pentru că bine am avut harul tău și plăția cerului și m-am făcut vrednic de această reșitare a lui. Doamne, nu mă vezi, pentru că până din mea mea de tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeu meu, atât de mare și atât de bun, pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să mă mai împăturez și să cumpăr ce trebuie în păcatul meu. 29. Doamne Iisuse Hristoase, deja din primul moment a întâmplării tale în istoria omului, pentru a primi planul de lucrurile anumii, sub impulsul Duhului Sfânt, Te-ai oferit pentru noi ca jertfă nepătată. Această jertfă începută la întrupare, continuată în misterul Tău pastoral, desăvârșită pe Calvar și numită de Tatăl prin învierea Ta din nou, este cauza împăcării, sfințirii și mântuirii noastre. Te rugăm, trimite în inimile noastre pe Duhul Tău Sfânt, inspiratorul și rodul jertfei tale, pentru ca mânați de dânsul să te recunoaștem de Fiul unic al Tatălui și de Mântuitorul nostru, acum când ne propunem să medităm fericita Ta în pătrunire, Tu care Fiul Dumnezeu viețuiești și domnești în vecii vecilor. Thank you.
Și pentru oameni.